Răsoaie, din cadrul biroului rutier Poliția Municipiului Reșița. Am dorit să ne întâlnim cu dumneavoastră astăzi, deoarece săptămâna aceasta s-au desfășurat activități de prevenire a criminalității în unitățile școlare, activități ce s-au desfășurat la nivel național, ziua de vineri fiind alocată educației rutiere, siguranței rutiere în școli. Vrem să vă reamintim câteva reguli de circulație, care noi considerăm că sunt importante să le respectați, astfel să încercăm să prevenim accidentele rutiere. Avem și un material video care o să-l prezentăm, după care vă stăm la dispoziție pentru întrebări și răspunsuri competente. Și rugămintea să neapărat să o respectați este traversarea străzii, traversarea drumului public. Traversare care obligatoriu să o faceți numai la trecere pentru pietoni, treceri care sunt prevăzute cu indicatoare. Întotdeauna traversarea să fie făcută după o asigurare prealabilă. Vă asigurați stânga-dreapta, pentru că sunt și conducători auto care nu respectă toate regulile și ajungem la accident. Bicicleta, nu aveți vârsta legală, de 14 ani, să puteți și rulați pe drumul rutier. Bicicleta în parcuri, curtea școlii, în general să vă alegeți locuri izolate, să nu fiți în imediat apropierea. Starea cu mijloace de transport în comun. Vedeți că sunt întrebări care locuiesc și mai departe în oraș. Grijă mare, nu alergați pe autobuz, nu vă împingeți, nu vă vestiți, mai bine și urmă pe autobuz. La coborâre niciodată. Nu era adevărat, era o chestie care nu-i putea să-l găsească.